Adică ce vrei să spui, că eu sunt urâtă? Sar cu mașina în Dâmbovița să moară, mamă. Am visat că m-ai înșelat. Astăzi mă cert cu iubita mea în fața prietenilor noștri, partea a doua, pentru că prima parte are 1.200.000 de vizualizări și vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru acest număr imens. Chiar acum o aștept pe Ioana să vină în mașină. Bă, dar cât îi mai ia să vină în mașină? Și după aceea mergem la prima victimă din clipul nostru. Hai că am ajuns la Mițu, stai să dau mesaj să coboare. Tată. Ce faceți? Bună. Te pup, te pup. E nebunie la șaptele ăsta, stai așa să pușoi. Deci mergem, da? Hai. Bă, stai. Ce? Auzi, mi-e puțin sete. Crezi că putem urca până la Mițu să beam niște apă? Cum să urcăm, mă, până la Mițu să? Hai, mă, că îți dau eu. Măi, Ioana, ne grăbim. E 11:30, trebuie să ajungem să filmăm și cu Muntenii azi. O să par iar, mă, să arunce o sticlă de apă. Da, n-avem timp, Ioana, n-avem timp. Aș putea să urc eu să iau. Nu avem timp, Ioana. Dar poți să începi să înțelegi. După ce am stat după tine jumătate de oră să fii gata, de-am și întârziat. Dar sunt fată, normal că mi-am mult să fiu așa? Gata. Păi de ce n-ai băut apă? Pentru că de ce n-ai băut apă? Ai uitat. Mițu cred că și-a dat seama ce filmăm, dar a zis să ia și el parte la acțiune. O să-ți fie sete și mai târziu, păi, chiar mai sete. O să spotolezi setea. Vocal, o repauz vocal. O, mă, Mariah Carey, faci repauz vocal. Dacă mi s-a uscat gâtul, vezi? Nu pot să vorbesc. Dar trebuie să mai devreme, ești bun? Zi, Ioana, să te trezească mai devreme. Da, exact, Ioana, trebuie să te trezești mai devreme. Nu, nu trebuie să te trezești mai devreme. Eu de ce să mă trezesc eu mai devreme? Pentru că tu ai spus, hai că e ok dacă păi te după tine la ultimate. Păi după tine am stat. Păi da, dacă mă trezeai mai devreme, nu era problema asta. E clipul tău, doar trebuie să ți-l planifici, nu eu? Nu? Așa e, ești nebun. Trebuie să și de foarte mai devreme, stai și dori, te puși la 3 dimineața, ești nebun la cap, te trezești la 12 și te iei de fată. M-am trezit la 9:30 azi. Dacă mi-e greu să mă pregătesc, că sunt obosită dacă mă ții toată ziua. Mai ușor, mă. Da, mergi mai încet. Uite, o să merg după asta cu școala. Acum după ție că mi-e sete mai și conduci așa ca un animal. Exact, să ți se facă rău, să mă lași păi în pace. Păi și dacă mi se face rău, vom lua tine mașină. Că-mi faci nervi de dar dimineață. Dar tu faci mie nervi. Nu mai poate omul, bă, să filmeze și el liniștit. Vreau apă, vreau cizme, vreau. Am și o nevoie umane. Durează 5 minute, ești bun. Exact, nu, puteam să urc până acum, nici măcar n-ai început să filmezi. Aș fi putut să urc până acum. Doamne, doamne. Nu mai face doamne, doamne atât. Bă, dar tu de ce parte ești? Ești de partea ei? De partea dreptății, de partea adevărului. El ține cu cine are dreptate, adică cu mine. Are nevoie fata de apă, ești bun, la cap oprește 5 exact, minute și ai. Exact, apă, adică nu ți-am cerut un suc sau ciocolată. Sau flori. Vreau să beau apă. Eu m-aș lua de el, Ioana, ești bun la cap. Bă, dar ce am vrut să vă bă, ce v-ați, mă, v-ați spus, v-ați făcut team aici pe mine? V-ați spus amândoi pe mine. Pică. Ai 20 de ani, nu poți să ții niște apă de acasă? Păi dacă am uitat. Și nici măcar n-am fost aseară, mai știi că ți-am zis deja cumpărătura aseară să luăm apă, acum nu mai aveam decât apă minerală și eu nu voiam apă minerală. Super. Voiam și eu apă. Și pun la cap și ca și tu dăunează. Ce voiai să fac? Să beau de la chiuvetă de aia cu clor? Care era problema? Eu am băut dimineața apă de aia de la chiuvetă. Care e problema? Ce e așa complicat? Ce e așa complicat? Uite mega pe stânga aici, te rog eu frumos, opriți-vă că deja mă căpiați pe mine de creier. Opriți-vă stânga aici, ai mega. Opresc aici la mega, eu știu, e ok? Da, da, asta e faza că nu voiam să mă duc să cobor, să mă duc la magazin, așa era ușor, mă duceam până mă duc eu, e ok? Mă duceam până în bloc, luam un parc apă, gata, nu da, mă duc eu până la mega, e ok? Da, duc și aștepți mașină. Păi, dar ce atâta? Mă duc și ți iau apă. Ce dracu ne chinuim atâta pentru da, da, apă, dă-o în p-a mea, da, apă. Întrebarea mea e de ce ne chinuim atâta din partea ta, că tu nu mai lăsa să bea apă. Eu doar am zis că urc și mi-a apă, n-a fost nicio mare problemă. Eu zic să-i cu istorie, mă, că nu ți-a apă, ești nebun la cap. Să vadă și alții cum e el. Da, exact. Ar trebui să știe lumea ce iubit rău ești. Îmi face ce? Antireclamă pentru ce? Antireclamă. Să știe viitoarele mele iubite că nu iau apă. Viitoarele tale. Păi dacă îmi faci așa, adică n-aveți nici planul de viitor, dar ești viitoare. Păi dacă îmi faci așa, se c***ă pe aia de la o apă. Cred că Mițu ar face niciodată asta, Ariane. N-ar face așa ceva niciodată. Păi, el o iubește pe ea cum și ea îl iubește pe el. Dar tu văd că pe mine nu mă iubești cum te iubesc eu pe vrei tine. Vrei să-ți iau apă. Așa. Nu-mi vine să cred, mă, ești bun. Ce cu fazele ce-i astea? Ce-i zici, tata? Bine ai venit pe vlogul. Mă cer cu iubita mea de față, cu prietenii mei. Băi, pe zicuri mi-am dat seama, mă. Te-ai dat seama. Canalul, ești de bun, iau. Mă cer cu iubita în fața părinții. Am făcut și eu, nu te-ai uitat pe YouTube. Ce fake fan. No! No! No!
pot să cred așa da, ceva. Da, ne ziceai tu, mă, să ne certăm. Da, mă, da, puneai, mă, paia așa pe foc. Aia puneam paia pe foc, ești, mă, să l-am plăcea, îi plăcea. Mă, și eu că ne credeam că chiar am dreptate. Fraților, Ionuț este câștigătorul turneului Match Masters, care deja au dat ca premiu două iPhone 13, iar acum trebuie să facem meciul de 1v1 cu el. Momentan scorul este de 48-27. Este ultima rundă și eu vreau să vă spun că până pe 10 ianuarie, dacă intrați pe linkul din descriere, aveți acces la Santa Secret Sale, niște reduceri exclusive pe Match Masters, de care puteți beneficia doar prin linkul din descriere și primiți și multe cadouri gratuite în joc. Acum trebuie să-l batem pe Ionuț, dar nu e niciun fel de problemă. Pac! Am dat un bullseye din ăsta, nebunie totală. Bam, mamă, 76-36, Ionuț, ți-am promis meciul, dar n-am zis că te și las să câștigi. Uite, îi mai dăm asta așa în jos. Pac, încă un extra move, Ionuț, ce ai făcut? Fraților, intrați pe linkul din descriere, descărcați-vă Match Masters și luați-vă cadourile astea nebune, pentru că e nebunie cu toate boosterele astea, cu tot. L-am bătut pe Ionuț, nici măcar n-am apucat să dau un booster. 83-36. Aș aprecia foarte mult, fraților, dacă v-ați și abonat la canal ca să ne strângem 2 milioane de abonați și haideți să continuăm cu clipul. Bun, ne-am întâlnit și cu Muntenii să vorbim despre sărbători, despre film. Cum vi s-a părut la film? Bă, superb, chiar îmi place foarte mult filmul cum a ieșit și voi ar trebui să mergeți să-l vedeți. Mi se pare un film Caterinca și la filmare a fost Caterinca, dar voi n-aveți unde să știți asta. Eu m-am culcat cu 4 ore. Bine, ați petrecut, v-am prins. Și am dormit destul de prost aseară. Toată noaptea asta și m-a întrebat, de ce nu mă prețuiești suficient? Cum adică? Ce întrebare e asta? Adică, nu știu, ce am făcut greșit față de tine ca să te comporți așa urât cu mine? Păi când m-am comportat urât cu tine, stai așa. Noapte, am visat că m-ai înșelat. Așa? Și nu am înțeleg care a fost motivul pentru că ai făcut așa ceva, pentru că eu chiar consider că... Stai, ce? Eu chiar consider că sunt o iubită bună. De ce te-am înșelat în vis? Da, pentru că tu m-ai înșelat. Pentru că e visul tău, cum adică? Păi da, tu erai în el. Păi e doar în capul tău, cum adică? Doar m-am certat și pe chestia asta. Părea destul de realist în visul meu. Și tu ai pățit de-astea? Normal, băi, doar un vis, nu se întâmplă nimic. Nu adevărat, că eu te-am văzut cu aia. Era în fața mea. Dormeai? Nu, în vis nu dormeam. Știți cum mora în GTA? Adică nu înțeleg motivul pentru care s-a întâmplat. Păi era o problemă dacă în visul meu eram eu cu alta, nu în visul tău. Că în visele tale să moară Jackson. Ai vise în care te întâlnești cu Damiano ăla de la Maneskin. Să moară mama dacă te mint. Astea sunt visele tale. De ce nu am fost o iubită suficient de bună pentru tine încât să simți tu nevoia să faci asta? Sar cu mașina în Dâmbovița să moară mama. Stai cu minte. Păi dacă îmi faci nervii. Bă, gata, mă. Păi da, tu mi-ai făcut mie nervi primul. Cum ți-am făcut eu nervi? Păi dacă m-ai înșelat? Cum te-am înșelat dacă erai? Meu! Păi era visul tău! Păi exact, era visul meu, adică eu a trebuit să trec prin momentele astea traumatizante. Nu înțeleg cum aș putea să te iert acum. Dau jos, mă, stai puțin! Bă, vezi că suntem la stop, mă, unde... Uite, așa mi-ai făcut și în vis, ai plecat de lângă mine, te-ai dus la alta. Mai bine că am făcut asta, pe bune. Bă, nu pot să filmez și eu un vlog liniștit aici? Păi nu! Dar nu pot să filmez și eu un vlog liniștit aici? Că îmi faci tu mie nervi, că ai visat nu știu ce, fix acum că când încerci eu să filmez ceva. Ia, ce așa complicat? Ce așa complicat să mă lași și pe mine în p***a mea să filmez un p***a de vlog? Pentru că eu acum nu pot să stau lângă tine, pentru că mă gândesc. Atunci du-te acasă, de ce p***a ai mai venit azi? Păi mă gândesc numai la asta. Adică nu pot să-mi șterg imaginea din cap cu tine cu alta. Aia e problema ta, nu-i problema mea, da? Păi probabil că mi-aș fi cerut scuze, nu? Că, na, până la urmă... Să-ți cer scuze, pe ce? Păi, să-ți cer scuze că m-ai făcut să mă simt prost azi noapte. Chiar dacă visam, dar puteai să zici și tu: hai mă, Ioana, că nu te-aș înșela niciodată în realitate, că a fost un vis, chiar nu te-aș înșela, mă jur. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta, că te simți prost, dar na, nu să țipi așa la mine, să zici că nu știu ce. Pare că vrei să mă înșeli. Nu, hai că vă las acasă, că nu mai chef să filmez azi. Ne vedem mâine, nu știu. Poi mâine. Spune-i tu, Gami, că n-ai înșelat-o niciodată ca să o calmezi. Nu te-aș înșela niciodată, puiul meu. În cazul în care avea nevoie de această confirmare, Ioana, pe tu bune. Doar ai visat, nu s-a întâmplat. Exact. Da, da, a fost atât de realist, adică voi nu înțelegeți, eram acolo. Da, nu înțeleg, săracii. Voi de cât timp sunteți împreună? De patru ani. Păi după 4 ani cred că trebuie să vă găsiți motive noi de ceartă, că ăsta Ioana nu prea e bună, adică... Pă bune, pă bune, uite și tu, vreau și eu să filmez un vlog azi și nu pot din cauza ta, că ești tu nebună la cap. Nu e cauza mea, din cauza ta. Ia, dă-te mai așa, dă-te mai așa. Bine ați venit pe vlogul, mă cer cu iubita mea de față, cu prietenii mei!
Bă, voi sunteți nebuni, sunteți nebuni. Sunteți doi nebuni și oricum n-a fost un motiv atât de bun Ioana, deci nu te credea nimeni. Dar chiar am visat aseară cum am cerat, mă jur, chiar am visat. A, chiar am visat. Deci chiar nu v-ați prevăcut mai devreme, chiar v-ați certat. Chiar s-o certat puțin. Băiese, băiese, nu? Băiese, băiese. De-aia am vrut să facem vlogul ăsta, că aveam nervi așa, înțelegi? Voiam să voiam să țip și n-aveam la cine, înțelegi? Stai așa, mă lăsăm și un rec pentru daily-ul meu. Salutare, prieteni, din nou, ne aflăm aici în mașină cu Mara, pe care tocmai am luat-o de la unghii. Ia, arată-ne gheruțele tale, uite ce frumoase. Bine! Ce par frumoase unghiile. Ar fi fost drăguț dacă mi le făceam și eu, dar din păcate nu am avut timp, pentru că cineva mă pune să filmez în continuu, în fiecare zi. Aolo. Și nu am timp să mi le fac. Ce să-ți povestesc? Cum adică ce să-ți povestesc? Ce probleme existențiale, nu pot să-mi fac unghiile, că trebuie să muncesc. Le-am de 3 săptămâni, normal că trebuie să mi le fac, că-s femeie. Aaa, ce trist. Păi da. Să plângem. Așa, zi pe vlogul tău. Dar în fine, nu este o problemă așa de mare. Mergem către casă ca să facem și noi niște TikTok-uri. Nu pot să cred, Ioana muncește. Bine, Ioana, gălăgie. Dar ce-am cu mine azi? Ce-am cu tine azi? Dar ce te-ai așa de mine? Păi te plângi că, vezi, domnule, nu poți să muncești, că trebuie să-ți faci unghiile. Păi da, nu e că nu mă pui doar să muncești, mă pui să... Să ce? Stau de degeaba să filmezi cu tine și... Păi da, și asta nu-i muncă. Vrei să stai să ne uităm la serial, n-am timp să mă duc să-mi fac unghiile. Aaa, ce probleme. Păi eu, normal că trebuie să muncim ca să putem să locuim, că nu mai locuim cu părinții, trebuie să ne întreținem, nu? Păi nu da, trebuie da. Să muncim. Dar asta nu înseamnă că te spun îngrijită. Tu tot ce faci? Mă duc să mă vopsesc, mă duc să mă epilez, da, mă duc să-mi fac unghiile. Păi și de muncit când? Păi după ce termin totul astea, că nu poți. Păi tu nu termini niciodată, că până termin toată seria asta de chestii de făcut, o iei de la capăt. Știi că sunt omeni și asta nu e totuși ca o muncă, adică... Cum să fie o muncă? Exact, că te, nu te duci să-ți gâtile unghiile, îți bag acolo o freză, te doare. Toate astea păi acasă... Păi te dă acasă cu ojă și aia e. Poate fi campanie să meargă să-și facă unghiile. Da, te dă acasă cu ojă, ce mare lucru. Pac, 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 cu pila așa, la 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 și ai rezolvat. Da, mă, dar nu merge așa, că trebuie să mi le curăț. Nu, trebuie să-ți faci de-astea, cu, uitați-vă ce unghi are Ioana, cu punctulețe, cu... Păi da, ca să, coza fac, să fie ceva special, să am ce să arăt la lume pe Instagram, nu să mai le fac așa roșu și nude. Păi da, ca să poți să faci chestii mai importante decât să arăți la oameni ce unghii ai tu. Păi e important. Nu le pasă nimănui. Ba da, le pasă, mie îmi pasă. Mie îmi pasă. Băga mie, e foarte important pentru noi fetele să ne facem unghii. Exact. Așa, adică e un lucru care chiar... Și da. Tu cred că nu vrei Ioana să n-aibă unghii. Se vede mai bine când o fată are unghii. Foarte exact, bine. Pare că sunt și o femeie îngrijită. Și dar eu trebuie să mă tund, dar nu m-am tund. Dar filmează singur. Că pe mine mă pui toată ziua să filmez, n-am timp să mă duc. Lasă-mă și pe mine, frate. Nu pune chiar toată două ziua zile. Aproape toată. Nu exagera și tu acum, că nu. Păi, trebuie să-și fac curat, să și fac mâncare, să spăl rufe și să și filmez. Când mai să fac? Uite, aseară am frecat cada și mi s-a dus oja de pe unghie. Ha, nu se poate așa ceva. Ești băiat, normal că poți. Adică ești gata în fiecare zi să filmezi, dar eu nu pot. Că sunt frumos, natural, nu trebuie să mă duc la salon. Adică ce vrei să spui, că eu sunt urâtă? Nu, dar tu ai nevoie ai să te duci, că... să te faci, să ai te... Ai zis că tu poți să filmezi pentru că ești frumos natural, adică ce, eu nu sunt frumoasă? Vrei să spui că ba, sunt da. Urâtă natural? Ba da, Ivana. Nu, că eu nu fac unghiile ca să fiu frumoasă, eu fac unghiile ca să fiu îngrijită, că frumoasă teoretic credeam că sunt, dar văd că tu nu ești de această părere. Auzi, dar de ce ești cu mine împreună dacă ți se pare că sunt așa urâtă? Că nici nu mai înțeleg. Dar n-am zis că ești urâtă. Ai zis că tu ești frumos natural. Ai zis că eu ca să fiu frumoasă te mă duc la salon. Nu e adevărat. Mă duc la salon ca să fiu îngrijită, nu frumoasă. Că frumoasă sunt deja. O lăsar cu mașina în Dâmbovița. Ia nu mai sări tu. Nu vreau să mă bag sau ceva, dar ești iubita lui, știi? Nu-ți dai seama că vrea să petreacă timp cu tine, să filmeze cu tine. Exact. Dar... Și pe de altă parte trebuie să o înțelegi că mai vrea să aibă și ea timpul ei pentru ea să se aranjeze, să se facă frumoasă. Exact. Că nu se face frumoasă pentru tine, se face frumoasă pentru ea. Exact. Păi n-a zis deja că e frumoasă, de ce să se mai facă frumoasă păi dacă deja e? Păi nu, n-am văzut ăla, că e frumoasă, doar că mai sunt chestii care nu ne plac la noi fetele și ne place să, nu știu, să mai facem unghii, să mai facem un tratament facial, să exact, mai... Exact, ne face puțin, fericite. Ia uite, Ioana, am dat și de un prost în trafic. Așa conduci și tu, să mă bată tata, de te claxonează adică toată strada. Nu conduc eu, nu e adevărat. Eu conduc foarte bine. Foarte bine. Marea, tu să nu spui nimic, că când am dus eu cu mașina, atunci eram înțepătoare, da? Eu la 40 de minute să iasă din parcarea Băneasa. Ma, știa da, că am mers eu pe aveam permisul de 2 săptămâni. Acum îl am de un an. Mă mir că l-aveai, sincer. Cum adică? L-am luat înaintea ta. Am luat sala cu Maxim. Păi sala e sală. Sala e pentru tocilari. Bă, dar fi naiba serios, uite-te în traficul ăsta. Bă, dar așa faci. Nu mă lași, nici am timp de mine. Nu mă lași să... Îmi zici că conduc prost, dar te-l conduc tu tot. Soro, hai să ne calmăm puțin. Amândoi să vă calmați. Efectiv, sunteți scupul meu preferat, păi n-aveți cum să vă certați. Nu există așa ceva, este ilegal ca voi de să vă certați.
sfaturi de genul ăsta. Lasă-mă fata să-și vadă de treabă, să se ducă la unghii, să-și facă treburile ei de fată, că o zi pe săptămână nu mori, să te duci să filmezi cu băieții sau ai și tu o zi în care e o pauză de la vlog, de la toate astea, faci da, niște TikTok-uri, te apuci de TikTok. Și ne calmăm cu toții și mergem frumos acasă în liniște și continuăm daily vlog-ul pe care sigur e praf, să te absolut tot ce am făcut până acum. Păi da, te stăim din cauza lui. Știi ce e amuzant? Că nu trebuie să tăiem nimic din vlogul ăsta, pentru că bine ai venit pe vlogul. Mă cer cu iubita mea de față, cu prietenii mei, așa că ți-ai luat țeapă. Adică 5 minute am stat să vă mau pe voi cum vă certați non-stop și gen degeaba. Da. Și ne-ai dat și sfaturi, ce drăguț. Ai fost singura care a încercat să aplaneze conflictul. N-au fost gen, da, Gami, du-te, Ioana are dreptate. Așa că nu uitați să vă abonați la canal.